practice, eh? Enjoy. Hello din Germania, de la Frankfurt, Pro Light and Sound. Ultima zi, din păcate, pentru mine. Apropo, sunt DJ Green Sound, pentru cei care nu știu. Și sunt un pic angrăbit. Trebuie să ajung la DJ Tutor, la Jonathan. Să-l salut, să-mi iau la revedere de la el și cine știe, poate o să ne vedem în cadrul unui eveniment. Am discutat despre aceste aspecte un pic, așa, și acum mă duc să-l salut. Am ajuns la standul Lasterworld, unde l-am întâlnit pe Jonathan Lewis, adică pe DJ Tutor, el a schimb. Ne-a făcut o invitație, aici a început un mic party. S-au montat echipamentele, e vorba de doi pași de la QSC, doi sateliți de la QSC. Este un DJ care deja face treaba bună, nu știu cum se cheamă, poate o să aflăm. Și vreau să vă arăt cam ce e aici în standul de la Lasterworld. O să mixeze câteva momente și DJ Tutor. Laser World Styling, gonna be opened, enough for every single person to have a little dabble. CyberMotion au un sistem mecanizat. Este o idee interesantă, dar dacă pui moving head nu ai nevoie de o, să zic, de o scenă mecanică. Ai un DJ, sunt producător de mașini de fum. Mașini de fum de oxidată carbonică, dar și mașini de fum. Dar sunt niște mașini de fum greu, foarte mari, adică pentru un sel extraordinar de mare. Phoenix, n-am auzit de ei până acum, dar văd că produc picioare lifturi foarte bune, foarte de calitate. Deja full. Nici nu mai am pe unde să mai intru, poate prind următorul show. Standul celor de la HK Audio au un bas nou pe care îl vor lansa în 2019, un bas de cu două difuzoare de 18 inch. Se numește CS218 și va fi disponibil în anul 2019, ca și linerul de aici, adică sateliții de mai sus vor apărea pe piață în 2019. Este, au două modele C6, nu, de fapt trei modele de sateliți linerei, C6, adică au difuzoare de 6 cu siguranță, C8 difuzoare de 8 și C10 difuzoare de 10 inci. Dar văd că au și niște boxe portabile foarte bine construite. Îmi place că le-au pus picon în mai multe locuri, adică să nu fie greu să poți să faci conexiunea lor. Și bineînțeles și cu o protecție de plastic, la fel și în spate, după cum se poate vedea. Asta este un monitor destul de mic, de 8 inci. Aici avem sigur pe cel de 12, de 15, așa. Acestea se numesc Contour X. Contour X și ne arată că are un maxim SPL de 137 decibeli. Wow! Dar bine, cum este calculat? Dacă are într-adevăr 137 decibeli,
Această boxă chiar va fi foarte, foarte gălăgios. Și aici contur X, CX15 și cu basul care cred că este, de fapt cu siguranță este de 18, cred că este cel de jos de acolo pe care l-am văzut. Da, CS118 este cel simplu. Așa arată standul celor de la HK Audio. Suntem în standul celor de la Pro Tools. Pro Tools vin cu inovații. Am ajuns în standul din Acord și Electro Voice. Dacă nu știați, din Acord și Electro Voice sunt deținute de compania Bosch, adică sunt practic deținute de același, sunt sub același patronaj și practic din Acord, cu toate că am eu din Acord, din punctul meu de vedere sunt cam de tot râsul. Ei au venit la ProLight & Sound 2018 cu un amplificator, adică noua serie de amplificatoare. Atât, pur și simplu atât. Pur și simplu atât. Iar aici avem un satelit care știu că cred că de fapt este restilizat. Este un satelit Line Array de la Electro Voice. X-Line X2 212 120. 120 sigur e dispersia. Deci cam așa. Cam așa se prezintă din Acordul și Electro Voice. Cu toate că eu sunt posesor de echipamente din Acord, dar n-au mai spus nimic de mult timp decât o nouă serie de amplificatoare care, sincer, momentan nu știu cât de fiabile, cât de bune sunt. Sunt prezenți și chinezii de la Sound King, care ne prezintă un Line Array rezistent la apă, la intemperii. Da, este perfect adevărat. Dar dacă vă puteți uita la șuruburi, acestea au ruginit în câteva zile. Deci cam așa de calitative sunt echipamentele de la Sound King. Sound King fiind producător chinez, care copiază din diferite locuri design. Nu știu ce difuzoare folosesc. Un Line Array care chiar arată bine, dar nu știu cât de calitativ este. Cam așa arată standul chinezilor, Sound King. Au venit și chinezii, au invadat chinezii toată lumea și produc de toate. Standul celor de la Pro Case, cam așa îmi trebuie și mie un case pentru TV-LED-urile pe care le folosesc pe scena de, pe schela de lumini. Dar uitați-vă cât de bine este construit. Uitați-vă cât de bine poate să fie construit. Dan Cimugurel, colegii mei, cam așa trebuie să-și ia. Să poată să-și pună frumos microfoanele, să le protejeze. De fapt, le trebuie un rack mai mare. Foarte interesant sistemul lor. E foarte bine lucrat. Mixere de la Katak, un alt producător de genul OZN SF. Cam așa arată Katak CDC7. Mi se pare că este ca un Rolls-Royce sau un Bentley. O să-l compar. Pentru că este foarte atent la detalii, în afară de calitatea pe care o oferă. Sunt foarte bune, dar folosite pentru evenimente foarte mari sau evenimente unde se plătește foarte bine. Adică trebuie să iei la un eveniment pe partea tehnică cel puțin 5.000 de euro ca să zici că vii cu echipamente de super calitate. Ce interesant, poți să-ți iei un ghiozdan după tine să îl muzică, să conectezi la el USB, să poți să conectezi, să poți să-i dai pur și simplu party, cum îi spune, party bag. Party bag, very nice. Line of wearable speakers, made in Italy. Made in Italy? Made in Italy. Very nice. Can I be for real? No China or India, we do that. Oh, okay, okay. And Bluetooth, they have a USB MP3, lining. Can use with the microphone, the last model has a universal line input. And very lightweight, 2.4 kilograms weight, 6.2 kilograms, the Paradise 6 and the Ramon.
They have a 50 watt RMS amplifier, the Parliament 6, 25 plus 25 Very nice, very nice. This is equipped with a UHF transmitter. Oh, okay, I understand. The hanging speakers have a receiver. Yeah. It's like a microphone. This is a receiver that can be used for microphone, but also from one speaker to the other. We have transmitter and receiver modules. Standul Evolite din Franța, producător francez, au niște movie head-uri mici, foarte interesante. Am luat contactul lor, or să-mi trimită lista de prețuri. Au și lasere, și movie head-uri, și pad, și beam-uri, movie head-uri, beam-uri și wash. Inclusiv produc un echipament de sunet, un echipament de sunet de care o să mă interesez. Să vedem cât de calitativ este. Să sperăm că sunt lucruri făcute cu dragoste din Franța. În general, francezii fac lucruri de calitate. Dar rămâne de văzut. Trecem un pic și prin secțiunea de instrumente. Pe mine nu mă interesează decât câteva în mod deosebit, mai exact câțiva producători de chitări, câțiva producători de percuție, de dobe. Prietenul meu de la Green Sound Music, așa a ajuns în Rai. Da, așa. Și aici mergem să vedem la scenă câteva demonstrații. Piane. Aici avem piane de la Cavai. Pian cu coadă chiar. Ceva de genul ar trebui să iau lui Sasha, care este foarte scump, poate mai târziu. Steinway & Sons, unul dintre cele mai bune piane. Mi place foarte mult sunetul acestui pian. O să zic și într-un să se resete în partea de stăzut.
To name just a few of the important milestones reached with his speaker range. I got new rules again. For the prince of the south, fuck that jabba dabba do shit, bitch, I just got out. Still rapping, snapping kittens and grabbing my cock. Prietenii noștri de la Global Trust, cei de la care am toată categoria de trusuri și de cleme, au un stand foarte bun. De ce mi-ești tu Eliza asta? You're missing what's happening right now! So get off those phones and start recording! Please! Ladies and gentlemen, let me see your hands, sir! Petrecerea continuă încă la Laser World. Am fost super încântat pentru că am mixat alături de DJ Tutor. Sunt wow, nu știu ce să zic. Lumea a fost super de treabă aici, oameni din toate colțurile lumii. Hei, salutare, sunt aici cu Jonathan Lewis, adică DJ Tutor. Suntem la Laser World. A fost o petrecere super nebunească aseară. A great party yesterday, that I told them. So yeah. And și sunt foarte fericit că l-am întâlnit pe Jonathan și sper că va veni în România cu prima ocazie să ne arate și să ne demonstreze pasiunea pe care o face zi de zi, adică muzica. Practice and enjoy, that's what. Bring sound.